Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre căderea florilor la tomate, la roșii, dar pentru început nu uitați să ne oferiți un like, ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Căderea florilor la roșii. Iată cum să previi acest lucru și ce trebuie să faci. Avortarea roșiilor, florilor de roșii, nu este chiar o chestiune nouă, așa că, înainte să previi această problemă, ar fi bine să știi că sunt cauze multiple. De ce cad florile roșiilor? Există mai multe cauze, așa că vom vorbi despre fiecare în parte. Principala cauză este că florile nu sunt polenizate. Însă, în spatele acestui lucru pot sta mai multe probleme. Îți mai amintim și că florile roșiilor au o parte femeiască, dar și o parte bărbătească în aceeași floare. Aducem în discuție temperatura. Valorile ridicate sau scăzute pot afecta în mod negativ polenizarea roșiilor. Drept urmare, ar fi bine să știi că temperatura ideală pentru florile tomatelor se situează între 21 și 30 de grade Celsius. Atunci când temperatura crește peste 30 de grade Celsius sau cea din timpul nopții nu scade sub 21 de grade Celsius, ori se va situa sub 12 grade Celsius, polenizarea nu se va mai face. Florile se vor usca și vor cădea. Umiditatea este iarăși un factor extrem de important. Valoarea ideală trebuie să fie între 40% și 70%. Deci, atenție la aerisirea solarelor. Desigur, aducem în discuție și lipsa de apă sau o cantitate prea mare pe care o administrezi tomatelor din grădina ta. Lipsa de lumină sau vânturile prea puternice care usucă florile ori le deteriorează din punct de vedere fizic. Poate fi o cauză de cădere a florilor de tomate. Bineînțeles, o fertilizare prost făcută poate fi o altă cauză pentru căderea florilor de roșii. Dacă aplici prea mult azot, planta își va dezvolta prea mult ramurile în detrimentul florilor. În cazul în care aplici prea puțin îngrășământ, plantele nu vor avea destulă energie pentru a produce fructe. Chiar și când există prea multe flori, există o problemă, pentru că planta nu poate să susțină creșterea tuturor fructelor. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când apar primele flori, la primul etaj. Dacă vei aplica un fertilizant, ai grijă să respecti și indicațiile producătorului, deoarece în acest fel te asiguri că vei hrăni plantele în mod corect. Ai grijă să uzi plantele cât trebuie. De asemenea, te sfătuim să faci și mulcirea solului din jurul roșiilor pentru a te asigura că vei menține un nivel de umezeală optim. După cum spuneam, cea mai mare problemă legată de căderea florilor la roșii are la bază o polenizare deficitară. Drept urmare, ar trebui să folosești bondari pentru a poliniza tomatele din grădină în mod eficient. Aceasta e una dintre cele mai bune metode pentru roșiile din solar, dar și puțin mai costisitor. Desigur, poți face polenizarea manual folosind o pensulă
se poate face polenizarea și printr-o mică vibrație sau mișcare mai bruscă a firului de roșii. Mare atenție, pentru că în timp de vară, tomatele cultivate în solar pot suferi din cauza temperaturilor ridicate. Ia în considerare și umiditatea, mai ales dacă vrei să eviți și problemele legate de mana la tomate. Acesta a fost filmul de astăzi. Dacă v-a fost de folos, nu uitați să vă abonați la canal, să ne oferiți un like, să faceți o distribuire și să apăsați acel clopoțel cu opțiunea al sau toate, pentru a fi notificați atunci când postăm. La revedere! Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre căderea florilor la tomate, la roșii, dar pentru început nu uitați să ne oferiți un like, ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Căderea florilor la roșii. Iată cum să previi acest lucru și ce trebuie să faci. Avortarea roșilor, florilor de roșii, nu este chiar o chestiune nouă, așa că înainte să previi această problemă, ar fi bine să știi că sunt cauze multiple de ce cad florile roșiilor. Există mai multe cauze, așa că vom vorbi despre fiecare în parte. Principala cauză este că florile nu sunt polenizate. Însă, în spatele acestui lucru pot sta mai multe probleme. Îți mai amintim și că florile roșiilor au o parte femeiască, dar și o parte bărbătească în aceeași floare.